Salutare, prieteni! Invitatul meu de astăzi este Raul Sidăriaș de la Buckingham. Salut! Bine ai venit la Via Cluj TV! Salut! Bine v-am găsit! Îți propun să abordăm două subiecte mari. Primul este un studiu pe care l-ați făcut voi pentru industria turismului. Am văzut că turismul devine mult mai local. Cea de-a doua temă se referă la Buckingham, la Cluj. Care sunt planurile voastre pentru 2021? Dacă ești de acord, mergem la prima temă. Am văzut că voi ați realizat un studiu foarte, foarte interesant. Eu aș vrea să citez câteva lucruri din el, câteva hinturi și să le comentăm împreună. 2020, scăderi drastice în căutările pentru vacanțe în străinătate. Evident, știm da, de ce. Da, era de așteptat. Contextul a generat scăderea. Pandemia de coronavirus, exact. Măsuri sanitare, restricții, lockdown și așa mai departe. Creștere uriașă pentru cele de pe litoralul românesc, vacanțele de acolo. Mult mai puțini români doritori de sejururi în străinătate, dar de două ori mai puține căutări pe țări ca Grecia sau Turcia. Iată că această tendință de scădere a afectat și turismul din regiune, țări în care putem să mergem și cu mașina. Oamenii au dorit în 2020 case de închiriat în Grecia sau all inclusiv în Bulgaria. Ne putem aștepta la menținerea unei părți din această tendință și în 2021? Noi credem că da. Parte de case de închiriat pe plajă sau în apropierea unei plaje a fost o surpriză, cel puțin pentru noi. Nu ne așteptam și o creștere extraordinar de mare în anumite locații chiar de 10 ori. Pentru a căuta o casă în Grecia, mai puțin în Bulgaria, foarte multă lume caută în Grecia sau pe anumite insule din Grecia. Mulți, chiar dacă nu am prins în studiul nostru, caută și în Italia case ori într-o zonă mai montană, case mai rustice, ori într-o zonă mai, mai apropiată la mare. Trebuie să mărturisesc faptul că am fost într-o mică vacanță în urmă cu câțiva ani la Santa Marinella, în Italia, lângă Roma. Tot așa am luat împreună cu familia o casă, a fost absolut remarcabil. O experiență pe care îi sfătuiesc pe cei care ne urmăresc să o încerce, să intre pe Buckingham și să vadă niște lucruri foarte, foarte interesante. Însă tot Buckingham se dezvoltă la Cluj, pe noi ne interesează foarte tare ceea ce se întâmplă cu orașul nostru și aici au existat niște lucruri care au schimbat ADN-ul economiei clujene. Foarte mulți oameni au mers să au migrat în zona digitală, cred că acest lucru v-a favorizat, nu? Cam cu cât la sută a crescut numărul de utilizatori Buckingham în 2020? Păi, în acest moment, în primele 7 luni de la lansare efectivă, în jur de 30.000 de clujeni au fost așezați la mese sau au fost procesați oricum de Buckingham. E o creștere foarte mare și, într-adevăr, trecerea asta bruscă de la experiență care nu e necesară să se întâmple sau să înceapă în online la una la care e aproape obligatoriu acum să faci o rezervare sau o programare înainte, pentru că te simți mai sigur atât ca și furnizor de servicii cât și ca și consumator, ne-a favorizat. Și cred că va continua acest lucru, pentru că tot ceea ce am câștigat în plan digital rămâne, chiar dacă se termină pandemia. Nici nu se pune problema. Ne așteptăm să fie și mai agresivă curba de creștere. Într-adevăr, sunteți aplicația potrivită la momentul potrivit, la locul potrivit. Exact. Oarecum acum 2 ani, sau 2 ani jumate, când ne-am gândit, planurile erau că în 5 ani o să fim acolo. Contextul face că nu sunt necesare cei 5 ani. A fost nevoie de o pandemie ca să ardem etape, dar schimbarea care s-a întâmplat în ultimul an o să rămână. Sau lucrurile generate de această schimbare, digitalizarea forțată sau grăbită, o să rămână și o să fie parte din viața noastră. Da, categoric. Și îmi amintesc că în toamna lui 2019 discutam cu cei de la clusterul Transylvania IT și ei susțineau că România are nevoie de un proces de transformare digitală, de autoritate, exact, care să coordoneze acest proces. Toate astea s-au întâmplat deja sau se întâmplă chiar în acest moment în care înregistrăm emisiunea? Da, este foarte adevărat. Sunt procese în derulare, sunt lucruri care o să apară în următoarea perioadă și care
prea erau programate, nu erau bugetate, nu le dorea, nu le vedea nimeni ca și o prioritate. Și acum sunt prioritate maximă, pentru că nu mai poți fără. S-au schimbat lucrurile. Exact. Haideți să discutăm un pic și despre aplicația voastră. Bookingham, ce se întâmplă acolo? Cum o utilizezi? Păi, Bookingham are două audiențe. Vorbim de consumatorul final, clujeanul de rând, și business-ul care furnizează servicii comunității. Un fiecare restaurant, vorbim de un salon de înfrumusețare, de o bază sportivă, de un veterinar, un cabinet medical. Noi încercăm să fim puntea dintre aceste două audiențe și pentru clujeanul de rând să intre pe aplicație și să nu mai aibă grija unor telefoane multiple, să intre să vadă unde poate să meargă sau ce servicii are nevoie să le găsească rapid. Să presupunem așa, uite, mie îmi place foarte mult de doctorul Ian Cumurar, care are un cabinet veterinar în Mănăștur. Îmi fac rezervarea la cabinetul veterinar, nu? Da, să mergem la domnul Ian Cumurar acum, pentru că ni l-ai menționat. O să-i creăm un profil în aplicație. Dânsul o să aibă acces ori pe telefonul dânsului, pe laptop, sau îi furnizăm noi o tabletă. Și în momentul acela tu o să poți intra pe aplicație, ca și user normal. O să poți să-ți faci o programare în calendarul domnului doctor, 24 din 24, fără să trebuiască să-l suni. O să-i vezi exact disponibilitatea, când poți să mergi, când se potrivește. O să adaugi rezervarea, cererea de programare. Domnul doctor o să primească. Dacă, să zicem, există motive neprevăzute, ți-o poate fie refuza, sau dacă ți-o acceptă și apare ceva, ți-o poate anula ulterior. Și te anunță, bănuiesc. Și te anunță, exact. Da. Tu primești notificare. Dar cazul, să zic așa, standard, e intri, îți faci programarea la ora pe care ți-o dorești, se aprobă și mai apoi te prezinți la doctor. Super, să presupunem că aș avea câine, încă n-am, dar dacă l-aș avea, l-aș lăsa acolo să-i facă un tratament și aș merge la McDonald's-ul de lângă, pentru că mi-o place foarte mult plăcintea cu cireșe de la McDonald's sau aia cu mere, sunt foarte bune. Și cum fac? Tot din aceeași aplicație? Acum, pentru McDonald's, noi nu... Ok, adică, la un restaurant din zonă. La un restaurant din zonă, da. La Toscana sau undeva unde exact. Să faceți voi profil. Exact. În principiu, îți faci prima dată un booking pentru parte de pet, dacă e câine, pisică, îți faci o programare. Știu cât rămâne acolo. Exact, pentru că tu îți alegi de la început, când intri, îți alegi un serviciu pentru care vrei să mergi sau un tratament. Acel serviciu este foarte transparent, o să vezi prețul, o să vezi durata și după aceea tu poți să știi și cât timp o să stai la un restaurant din zonă pentru o cafea sau semicul dejun. Neapărat plăcintă. Sau plăcintă. Da, și îți poți căuta restaurante în zonă și la fel, îți rezervă masă și ți-ai rezolvat problema în 2 minute fără să mai dai un telefon. Restaurantele pot să-și încarce și meniurile, adică să știu ajung acolo și eu vreau o plăcintă, să nu mai stau 15 minute până când mă văd de kennerul, până când... Restaurantele pot să-și adauge meniu într-un format PDF, imagine sau cum îl dorește restaurantul, sau pot să-și adauge oferte. Oferta poate să fie... pizza zile, dacă e exact, de Toscana sau... Sau pur și simplu un element de meniu. Adică dacă avem pizza normală, ți-o poți adăuga și tu când faci o rezervare poți să pleci de la pizza. De fapt pui pizza care o adaugi pe cererea de de rezervare. Plus o apă minerală, o cafea, exact. Sos, dacă vreau. Da, dacă există o ofertă pachetată de restaurant direct, să zică pizza plus nu știu, suc cu un discount, poți să pleci direct de acolo. În funcție de ce poate să spună la dispoziție business-ul respectiv, tu poți să alegi. Dar apropo de discounturi, hai să presupunem că eu îmi deschid o cafenea și văd că merge foarte bine datorită aplicației. Pot să încurajez oamenii să vină și mai mulți la mine și să dau discounturi celor care utilizează aplicația. Dacă o cafea ar costa 8 lei, cei care vin la mine prin booking să o ia cu 5? Da, desigur. Adică noi asta încercăm să facem. Oarecum lucrăm cu... Venim dintr-un mediu de marketing și de advertising și încercăm să aducem valoare tocmai prin know-how pe care îl avem. Și să lucrăm cu restaurantele, cu business-urile, să-și fidelizeze clienții sau să ofere pachete pentru a își salva lor din munca de a răspunde la un telefon,
pentru că e full-time job. E un job efectiv, deci cineva trebuie să răspundă la telefon, să țină o agendă, așa e tot automatizat. Există și posibilitatea să apară foarte multe erori umane. Exact. Când în agenda cu pixul, cineva poate nu-ți înțelege scrisul, că eu la facultatea de drept mi-am deformat scrisul, văd cum scriu un grozitor de urât. Exact. Plus mai sunt anumite lucruri de care trebuie să țină cont un business când ține pe hârtie, lucrurile care țin de GDPR. În mod normal, ca și restaurant, de exemplu, nu e cea mai bună variantă să-ți ții într-un caiet. A fost amenzi serioase dat unor hoteluri care aveau registre de genul ăsta. Da, sau dacă, cum a fost cazul în primăvara trecută, tu trebuia să ții un registru pentru, ca și restaurant, un registru al celor care ți-au trecut pragul. Nu mai trebuie să faci chestia asta. Îl iai acolo. Exact. Categoric. Ca și, de exemplu, cabinet medical. În general, cine a mers anul trecut la un cabinet medical a trecut printr-un proces de screening în care răspundea la diferite întrebări. Ai fost bolnav? Ai avut temperatură? Ai avut anumite toți simptome? Toți ne amintim destul de limpede tot ceea ce se întâmpla. Bun, hai să luăm mai departe acest caz. Am mers, am mâncat pizza pe care mi-am dorit-o la un restaurant din Mănășturi, mi-am luat câinele, am plecat acasă sau la serviciu. După ce am dat seama că pizza are cam multe calorii, vreau să-mi fac o programare la o sală de fitness. Se poate? Da, în acest moment suntem în curs de adăugare al acestui flow, în care poți să pui o sală sau antrenori personali și tu poți să-ți faci fie rezervare pe un anumit interval. Să zicem că vrei să mergi la diferite clase în care sunt mai multe persoane odată și, nu știu, e cycling sau spinning. Sau poți să ai un antrenor personal cu care discuți și zici, ok, vreau să vin de 3 ori pe săptămână și îți bucuiești tu zilele, fără să mai trebuiască să oarecum să ai un proces de intermediere, când poți, cum poți. Tu intri direct și când vezi că este disponibilitate, îți rezervi. Că okay. E fitness, că e fotbal, că e tenis. Și, mă rog, dacă văd peste câteva zile că nu dă rezultate, că n-am consumat toate caloriile, o să mă duc la medicul nutriționist care o să-mi recomandă să renunț la plăcintă și la pizza. Asta e partea a doua. Dar exact. Trebuie să ajung până atunci la medicul nutriționist. Pot să-mi fac de asemenea rezervare, să mă duc la Regina Maria sau la altă clinică din Cluj, indiferent cum s-o numi, sau un cabinet privat la un medic sau la un specialist în nutriție, tot așa prin intermediul aplicației? În acest moment, cu clinicile sau cu lanțurile mari de clinici, nu le avem adăugate în sistem. Suntem în curs de a facilita acest lucru. Discutăm sau încercăm să intermediem discuțiile acestea pentru a veni în întâlnirea consumatorului și a face oarecum tot procesul mai simplu, mai ușor și să ai mai multe lucruri la dispoziție, fără să mergi în 10 direcții. Vrem să facem chestia asta. E unul din obiectivele noastre principale pe anul acesta. Și am încredere că îl veți îndeplini, pentru că e foarte, foarte impresionant ceea ce ați făcut deja în scurtul timp de când sunteți pe piață. Bun, am înțeles acum cum funcționează din perspectiva consumatorului final. Dar dacă, să spunem, sunt proprietarul unui mic business, cum mă pot înrola în aplicație? Ce trebuie să fac? Dacă ești proprietarul unui mic business, fie te identificăm noi și te adăugăm în sistem și cineva de la noi o să te contacteze și o să primești un grant pentru ads și utilizarea sistemului pentru un an de bun, adică o ofertă de bun venit, prin care primul an este gratuit. Oricum, în acest moment, noi am suspendat absolut toate plățile pe care ar veni de la business-uri, tocmai pentru a veni în ajutorul comunității și am zis că nu mai plătește nimeni nici cost pe rezervare, nici cost pe abonament, e free to use atât timp cât îl folosești. Ăsta e scopul nostru, să-l folosești ca să putem să, ca și business-uri, nu mai sunt costuri, dar tu ca și business să ajuți consumatorul să aibă o experiență mai ușoară. Și atunci fie îl găsim noi pe acel antreprenor care e la început sau acel business care e la început, fie ne poate contacta el pe mediile sociale, pe mail, telefonic. Ca să spunem câteva date de contact. Contact@bookingam.ro. Ne găsiți și pe Instagram, pe LinkedIn, pe Facebook. Pe site avem un formular în care poți să îți exprimi interesul pentru a fi adăugat, în care îți punem câteva întrebări pentru calificare și după aceea cineva din echipă te contactează și te adaugă, e destul de rapid. Câteva zile ești sus. Am vorbit despre prezent, să discutăm și despre viitor. Ce urmează?
Păi, pentru noi urmează o perioadă foarte exciting. Vrem să ne extindem pe alte 10 orașe din România. În acest moment suntem strict pe Cluj. Am pilotat, am zis că ai idei, suntem. Vrem să vedem cum îmbunătățim lucrurile cu oamenii din jur, pentru că, evident, e mai ușor și mai eficient din punct de vedere al costurilor. Și acum vrem să mergem mai departe, să luăm toate orașele mari din Transilvania, Bucureștiul, care e un challenge cu totul și cu totul diferit. Da, categorie. Exact. Și, ar fi altă țară. Exact. Și e foarte mare și clar. Numărul de business-uri e total diferit. Și când mă refeream la țară, îți dai seama, Bucureștiul are cam același număr de locuitori ca și Slovenia. Deci, exact. Despre asta vorbim. Și pentru noi asta e extindere ca și volum acoperit și suprafața acoperită. Și în ultimul rând, în acest moment vrem să ne extindem și ca și business. Suntem în discuții cu diferiți parteneri pentru a îi aduce în business și a creștem și mai tare împreună. Și atunci, oarecum urmează o perioadă de dezvoltare masivă pentru noi din toate punctele de vedere. Am înțeles. Și ca orizont de timp, cam pe când s-ar putea realiza această extindere? Între și între un an, doi, cinci? Nu. Extinderea în cele 10 orașe de care îți spuneam o să se întâmple în următoarele 2 luni. Iată, deja avem o știre. Da. Nu, extinderea în următoarele 2 luni. Research-ul l-am făcut, temele ni-s aproape făcute. Ne-am ales și țintele, orașele pe care vrem să ajungem. Și nu, la sfârșitul lunii martie, cel târziu, a luna aprilie, noi trebuie să fim sus și prezenți în alte 10 orașe. O să fie posibilitatea, la un moment dat, să adăugați și evenimente artistice, culturale, meciuri, concerte, festivaluri și așa mai departe? Este pe roadmap-ul nostru, unele lucruri sunt... Deocamdată mai... nu se poate din cauza măsurilor exact. Sanitare, indiferent cât de tare ne-am dorit cu toții să mergem la Antol sau Electric Castle, sau la Jazz in the Park sau la stadion. Cel puțin la nivel de informare, 100% o să avem zona de content pentru a, din nou, facilita informarea comunității. Sunt anumite lucruri pe care am vrea să le facem, dar nu putem să le facem chiar toate și trebuie să ne focusăm și să prioritizăm. Și atunci, anumite lucruri o să le facem, depinde și de context și de timing, pentru că să vedem cum se schimbă lucrurile. Nu... Deocamdată nimeni nu poate să, exact. Să știe. Să sperăm că o să fie bine. Că, iată, noi facem eforturi, purtăm mască, inclusiv în studio, ne dezinfectăm, exact. Folosim ultraviolet aici în studio, păstrăm distanța, ne-am vaccinat, cel puțin noi din echipă, deja avem chipuri 5G, vorbim în fiecare zi cu Bill Gates, ca să glumesc. Și cred că există perspective ca acest an economia României să își revină, iar acest lucru va însemna un plus și pentru business-ul vostru, și pentru business-ul nostru, și pentru calitatea vieții pentru toți cei care ne urmăresc. Exact, așa. Aici, și noi avem încredere că anul 2021, și mi-e greu uneori să zic 2021, sunt obișnuit cu 2020, dar anul 2021 să fie un an de, într-adevăr, de relansare și sau cel puțin să începem să ne simțim mai confortabil cu ceea ce întâmplă în jurul nostru. Exact. Da. Așa e și eu sper foarte mult. Oricum, ceea ce ai spus tu sună foarte, foarte ambițios. De aceea te invit cu foarte mare drag să revii la Via Cluj TV să vorbim despre concretizarea proiectelor pe care le aveți voi puse deja pe timeline. Până atunci îți mulțumesc tare mult pentru participare la această emisiune. Prieteni, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net.